Salutare și bine v-am găsit la un nou episod din seria noastră minunată de Minecraft. Suntem aici alături de Ovidiu 700 și Nociv. Salutare! Bună dimineața! Și azi o să mergem să batem... Weaver-ul! A fost un pic de pauză acolo, dar ok. Bun, păi... Eu am un ou de dragon în mână, fraților. Băi, sparge-l, mă! N-ai tu pe o să-l spargi. Mama, am reușit să-l luăm ou de dragon, mă duc și-l pun bine. Unde-l pui, mă? Ah, hai, aici? Bine, de aici îl iau. De aici îl iau. M-au venit toți după mine. Bun, ideea e că eu n-am bătut niciodată Weaver-ul, deci Ovițianul va conduce această expediție. Eu singură dată l-am bătut. Avem totem of undying, toți trei. Haideți! Ce faceți acolo? Ne uitam la ou de dragon. Trebuie să mergem în Nether, că acolo e cel mai ok. Putem și aici, dar nu-i prea indicat. Hai okay, în Nether atunci. Deci batem Weaver-ul și vreau să ne și explici cum batem. Adică, nu, cum spawnezi Weaver-ul, că nu l-am spawnat niciodată. Doar pe acolo sus. Olu, bă, ce-i mă? Mamă! Bă, stai că le dau foc, mă. Doamne, și ăsta e invadat de găini. Mamă, găinile, mă. Bă, uite, skeleton de negri. Unde mă? Dă-le mă! Dă-le mă că le dau foc! Nu mai trebuie capete, am strâns noi pe parcursul seriei niște capete. Da... Bă, bun, nu, acum trebuie să urcăm, pur și simplu. Hai să urcăm. Hai, Nociv! Ne ducem spre bedrock. Bă, dar cât... Hai că... Haide după mine să încerc să fac o scară. Unde ești, unde mă? Ești? Da, bun. La și portal, vreau, să, vreau să mă lași pe mine și pe Costin să facem Weaver-ul. Da, dar să ajungem sus. Păi ce era să mă duc? Am căzut! Mamă, ce m-am speriat! Bravo. No, ideea e că trebuie să facem niște scări. Să nu dai în pigmei. Ce se ia pigmei? Mamă, sunt și blazuri pe aici. Mamă, Ovițe, ți-a dat foc, bă! Hai, pe aici. Hai, du-te pe sus, pe sus. Haideți pe aici, dacă... Da, hai. Go. Pe unde vrei tu? Nu uitați de un like, un share, un subscribe și la mine, și la Ovițeanu, și la Costin. Ovițeanu, ia. Pro player. Chiar sunt curios, mă, cum o să fie prima bătaie cu Weaver-ul. Și ce trebuie să știi? Învață-ne, Ovițiene, că noi nu ne-am. Când îl spawnăm, trebuie să așteptăm un pic că e invulnerabil, din câte țin minte. Așa. E cumva albastru, așa. No, vezi să nu pici în lavă. Alea, bă, Oviță, Weaver-ul e la nasol alb, nu? E la chiar în primele secunde, dar după aia se face negru. Ma, păi da. Mi-e frică de ăla. Bă, mă dărâmați, m-ați dărâmat! Mamă! Practic că te-ai dărâmat singur. Mamă. Trebuie pe rând, mă, să-l trebuie acolo. Ideea e că trebuie să mergem un pic pe rând, da. Ne-am îngrămădit, bă, frate. Dar n-avem și noi un traseu ca lumea către ceruri. Hai că avem. Eu nici măcar nu știam, am aflat și eu recent, de câteva minute, că sus de tot dai de bedrock. Eu nu știam că în end dai de bedrock. Și asta e și ideea, pentru că Weaver-ul zboară și noi trebuie să-l punem acolo la bedrock ca să nu poată distruge bedrock. Da, să poate pleca, am înțeles ideea. Și face o platformă și s-o dus. Dacă nu, trebuie să-l batem cu săgeți și apă, nu-l prea bastu cu săgeți pe ăla. Cum să nu-l bat? Deci pe episodul trecut am bătut le dragone și acum batem Weaver-e. Dacă am, cât mai avem până sus? Între pentru un prieten? Vreo 5 ore. 14. Cât mai avem? Păi tu ar trebui să știi. Gen. Ce zici? Opa, ce avem noi aici? Le bedrock. Acum spargeți un pic pe aici prin jur, dar doar așa câteva straturi. Stai să-mi scop pichex-ul, bă. Gen așa să facem o încăpere pentru Weaver. Trebuie măcar 3 straturi gen să aibă loc să spawneze. Îl batem cu săgeți? Nu, cu sabia. Nu poți cu săgeți, ia? Oleu. Bă, lavă, bă, ce ați făcut, bă? Hai că... N-am apucat să stup... Bă, a stupat. Voi vreți să mă omorâți? Bă, dar nu e chestia. A luat Nociv foc. Bă, vezi că ai luat foc. Eu zic să mergem un pic mai în stânga, că dacă e lavă și îl sparge Weaver-ul... Ne-am dus? Ia, bagă-te în... Stai, să fac niște aici apă. Aici nu putem pune apă. Nu, că am... Nu pot să pui apă, cum așa dați seama, Costin. Am rămas fără apă. Bun, deci aici zic că e mai ok, că acolo e lava aia și... Da, bă, Costine. Da. Fii atent. Bă, eu zic că suntem ok, gata, nu mai trebuie să se yes. La final o să fac ceva, Costine. La final... Nu fii atent, aici spațiu să-l spawnați. Da, bun, hai să vedem, arată-ne puțin ce trebuie să facem. Deci, îți dau. Cui dau? Fii atent, ție-ți dau, lui Costine dau Soul Sand-ul. Așa. Fii atent, Costine. Pune Soul Sand-ul în formă de T. Ca la Iron Golem, dacă mai ții minte. În sus, așa, nu? Un T de două pătrățele, practic. Deci pune un mijloc, așa, și acum în stânga și în dreapta. Și câte, așa, bun, da, mă, gata. Și acum Nocivul, nu, de fapt, punem fiecare câte un cap. Fii atent, Costine. Un cap, ia capul. Stai, pune-l pe de aia. Gata. Bun, ia și tu un cap.
Mă, ce urât e. Eu pun ultimul cap. Nu, te las pe tine, da. Ok, o să pun și eu un cap. Și... Stai mamă, să stai nu... Mamă, stai așa, mă, stai așa. Bun, am făcut cât de cât o poză. Și acum Nociv pune ultimul cap. Bă, ce faci? Unde te duci? Ah, e Patrick. Patrick, acum Nociv va pune ultimul cap. Mâncați un măr de aur, n-ar fi rău. Pam, 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 pam. Și după ce și ai pus o puțină de strength, stai că am și o puțină de strength. Eu nu am de leadă, în fine. Trebuie să vă retrageți un pic până se duce... Ce să mă retrag, frate? Stai un pic. Bă, fii atent, stați lângă el, gen în spatele lui, că vreau să fac și poza când pun capul. Păi și vrei să mă omoare ăla acolo? Sau în fața, nu știu, ceva lângă, sau în stânga, sau în dreapta lui, amândoi. Să mă omoare. Să pun ultimul cap. Bă, mie mi-e frică, bă. Stai mă, gata. Tine, pune-te pe cealaltă. Unde? Acolo unde-i Patrick. Auzi că unde? Aici? Așa e bine acolo, hai că mai fugi de acolo tu. Bă! Hai că nu moară ăsta. Sunteți gata? Da. 3, 2, 1... Bă, mă, eu fug! Aoleu, așteptăm acum să se ducă albastru ăla să facă negru și putem să-i dăm blană. Mamă, stați pe el. Dă-te-mă din fața mea! Îl batem. Ok, pe el, pe mama lui! Mamă, ce urât face, bă! O, ce batem pe ăsta, ce ușor batem pe ăsta, mă. Mă, gata, mă, gata, i-am făcut felul, mă. I-am făcut felul ăsta, nu mai. Bă, mamă, stai să-mi dau mărul de aur, bă! Vedeți că se regenerează blană. Trebuie să o dăm în el ca lumea. Da, păi suntem și mulți, îl batem ușor, mă. Hai că ușor. Mamă, ce-i dau? Gata, mă, gata, s-a dus omul. Nu mai e. Gata, mă. Unde-i Nether Star-ul? Unde-i Nether Star-ul? L-a luat Patrick, el ia tot. Iar-o la Patrick. Mamă, te-ai scos de număr. Mă, hai să mai... Fii atent. L-o fi luat. Și ce faci cu Nether Star-ul ăla? Patrick, ai luat tu steaua. Nu? Ce-a luat steaua? Da, asta da, e o stea. Da, o, mă, încoace, mă! Uite steaua, bă! Mamă, steaua! Și ce faci mama, cu ea? Mamă, steaua, cu asta facem beacon, nu, fraților. Ce e ăla? Păi și oare n-avem noi toate cele să ne ducem acasă să facem? Bă, sunt șanse să avem simt. Ține, fii atent, hai că vreau doar să-ți arăt ceva. Ia. Țineți, Mamă, ce arăt? Mamă, că te săgezi pe aici. Stai, mă, un pic. Fii atent. Mi-e frică. Coastine, vino aici, să vezi cât de tare e când dormi în aici. Bă! Bă, ce mi-ai făcut, bă? Mamă! Bă, mergem să încercăm să facem și bică, nu că avem timp. Hai să-l facem, da, mă. Hai să ne dăm teleport, că nu mai știu coordona, nu mai știu cum ajung, sincer. O să-mi dau teleport. TP 800, 100, nu, stai. Game, rule, keep event, rule. TP 800. Kill Nociv. Gata, mă, dă teleport la mine, mă. Ce teleport? Aduceți-mă și pe mine, mă. Dă-ți, mă, teleport la mine, mă. Aduce-mă și adu-mă și pe mine, mă. Marius Costin Ovidiu 700, TP Patrick 272006. Video 700. Game mode survival. Time save day. Noi nu jucăm cu creative, dar am făcut chestiile astea ca să terminăm episodul. Nu pierdem timp inutil. Să nu facem episod de 200 de ore. 300 de ore. Tine când ai dormit în Nether. Mi-a plăcut, o să mai dorm acolo, bă, că îți dau mare săgeată. Haideți să ne întâlnim la pod cu tot ce avem. Emeralde, iron, gold și diamond, dar faceți-le blocuri. Oh, bun, Patrick, bine. Adu și tu tot ce ai, blocuri, gold, diamant, emerald. Ăsta are multe, sigur. Mamă, ce am multe, ești nebun. Gold, diamant. Băi, eu nu știu dacă am... Am nefăcute în furnal, din păcate. Ok, da. Bloc. Bă, gold, cât vrei tu furt și de la iron? Bă, dar sincer zic că avem dacă ne strângem toți. Eu fur goldul de la Houdini, bă. Deci am așa... Hai să mă mai duc jos să văd dacă mai am ceva. De la abonați și de la toată lumea, bă. Hai să vedem ce mai are lumea pe aici. Uleu, hoțu, hoțu! Mi-am distrus casa la Houdini, fără să vreau. Te-am găsit... Bă, îmi trebuie și iron? Iron, emeralde, gold și diamond. Bun. Mamă, nu mă așteptam să facem și beacon-ul, sincer. Îl facem cum să am nu... Facem am 3 emeralde, n-am ce să fac bine. Adu-le, că poate facem de un bloc. Ar eu am 20 de blocuri de gold. Eu am 42 de gold, 19 de diamond, 3 de emerald.
Ma. Dar nu cred că mai am altele. Voi sunteți avuți, mă. Da, Patrick avea fermă de iron, ar că am trebuit să aibă iron. Am furat gold-ul, da, păi are. Vrei să duc de iron? Stai că ți-o duc eu de la Patrick. Câte vrei? Cum? Tot, cum adică? Să vedem, să avem full. Ah, stai să vedem. Să știm sigur că facem. Să ciordim de la Patrick. Am adus iron. Mai de pe aici câte puțin. A, l-a luat el, l-a luat el tot iron-ul. Bun. Cred că are numai el, sincer. Da. Știu că e nebunatic. Băi, am adus tot. Ia să vă fac, se are ceva oare? Ok, gold. Am mai făcut două blocuri. Am 7 blocuri de diamant. Are cineva... ba nu, nu. Unde okay, sunteți okay. Voi, la pod? Ok, eu mă duc la pod. Hai să vedem ce avem. Mă duc și încep construcția și, și terminați voi după aia, că nu hai am destul. Suntem toți pe drum, deci la uite, de spatele tot și în fața ta. Hai că începe construcția, îmi pun... Ia hai că vreau să văd cum faceți, ca să fac și eu. Diamond primoară, mamă. Ia deci, diamond, uite. Deci mare trebuia să fie, mai știți? Nu. Dar n-am știut niciodată. Patrick, cât de mare trebuia să fie baza? Hai să vedem că sigur știe Patrick. W. Deci Patrick a zis W la întrebarea deci cât de mare. Deci destul de mare. Ah, ok. Atunci ce să facem W? Cum faci? Așa e un W la tine, mă? Puze, frate. Bă, nu 9, bă. Dar câte? 8 din câte țin minte. Dar caută-și tu un pic pe Google până stai. Cât? Deci ce se caut? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Beacon. Dar scrie doar beacon și trebuie să găsești undeva beaconul maxim. Minecraft. Păi... How to make... Nu, lasă că pun, beacon. Nu, stai să mai pun eu de asta. Ah, da, 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 că ai diamond, da, da, da. Stai că acum am uit. Zice așa, gat. Stai, vine 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, după aia 6... Da, 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 doar aia 8 mai interesat. Aia... Îl facem aici în mijlocul drumului. 9, cică. Bă, dacă nu ți vă citit 8, înseamnă că 8 trebuie. Bun, acum spune cineva iron 9. Aici, înăuntru. 9. 9. Ok, atunci diamond, puneți aici diamond. Păi, dar ai citit 8, cum adică? Aia, n-am citit bine atunci. Uite, mai punem încă 2. Păi, trebuie să scoți alea din mijloc, nu? Nu mă, trebuie puse și în mijloc. Puneți iron în mijloc. Gata, am pus. Păi, a, deci pun tot ce am, nu? Eu mai am gold. Puneți iron, că e cel mai urât iron-ul. Gen, să punem la suprafață frumos și la interior urât, logic. Okay. Eu nu știu, eu nu mai am blocuri. Dar eu nu am iron. Eu nu am iron deloc. Nici eu. Patrick. Am folosit iron-ul pe farsa aia lui Houdini, tot iron-ul mi l-am. Pune iron aici. Așa. Gold unde îl punem? Păi, următorul pas. După aia vin 7. Păi da, vine exact așa, exact ca o piramidă. Da. Mă, când intră ceilalți pe server, ce vor zice? Păi nu mai, nu știu dacă mai intră, dacă mai apucă. Mai apucă ei. Bun. Mai am una de gold. De diamant. Și eu tot așa. Și eu mai am una de diamant. Gold nu mai am. Eu am o grămadă. Îi punem în vârf diamant, mă. Ok, și acum pune diamante. Sau să punem emerald, hai să punem emerald de sus, bă. Aha. Și ce e mai bună dacă pui emerald sau ce? Nu știu dacă e neapărat mai bună, dar e mult mai fain, cum adică. Eu tot nu știu ce facem, dar... Da, ceva am făcut greșit, bă. Nu, deci nu dă bine cu combinația asta. De ce? A, ba... Păi nu mai trebuie, mă, un emerald aici? Trebuie de 9 pe 9. Păi bine acum. Ah, și mi-am făcut 9 pe 8, hai de viața mea. Păi nu contează, că trebuie doar un pic să mai mărim. 4, 5, 6, 7, 8. Da, deci aici mi-a trebuit. Oh, păi spargeți voi aici. Bă, nu spart, pus un rând. A, nu. Diamantele și pui altceva acolo, iron. Păi eu cred că ai diamante să pui, mă. Pui gold acolo, trebuie gold. Pune el iron, uite. A pus el iron, gata. Mai trebuie 2 diamante aici. Nu mai am, gata. Bun. Gata, aici mai trebuie gold. Mai trebuie unul, nu mai am. Nu mai am gold. Eu n-am deloc. Stai că mai am eu un inventar, cred. Mă duc bărbă. Mai am și eu 4 în inventar, deci mai trebuie 5. Eu mai am 2. Taoleu. Gen, 2 lingouri am atâta. Stai că aveam eu mult, mă. Mă, dar trebuie să aibă, mă, trebuie să aibă Houdini, mă, să-i sparg aia. Păi nu mai are, că le-am tot luat eu. Cred că mai iau un pic, cred că mai are. Îl fac așa, măcar provizoriu. Câte bucăți de gold mai trebuie? Păi nu știu câte ai.
Mai trebuie, așa, noi am făcut ăsta, mai trebuie unul de emerald, dar am eu la mine, Am 7 de gold, ajung. Măi, mă duc la mall, mă, poate are cineva la mall să fur. Ce? Da, bă, la mall, dar nu, la mall era iron mult, din câte știu. Da. Și ce, e bun și ăla. Iron din diapatic. Bun și ăla. Sus o să punem un bloc de emerald, că e cel mai blană, mai am eu unul acum. Tu o să repari acolo unde am pus noi iron. Sau ce am pus. Diamond, cred că am pus. Da. Bun, aici în mijloc punem un... așa. Bun, și diamondul punem... Uite aici, mi-a lipsește unul. Aici. Da, ciuciu. L-am pus pe lângă pe ăsta, bun. Și aici două... sus, dacă nu mai avem mineral, depuneți diamond. Așa, da. și încă unul sus. Perfect. Bă, stați, bă! Nu, aici, trebuie pus bica, nu mă. Stați, bă, să vin aici. Și eu, bă. Nu faci bica, nu? Mă duc să-l craftez. Păi și eu vreau, ia lasă-mă pe nesele, sau zi-mi cum îl craftez. Stai că nici eu nu știu, trebuie să văd. Deci trebuie end star-ul ăla. Beacon. Ne trebuie 3 obsidian, 5 sticlă și steaua. Deci hai să vedem, 3 obsidian și 5 sticlă. Băi, sticlă, că mă duc eu să văd dacă am sticlă. De-aia mare, mare și tare. Sticlă pătrată, exact, gen, nu? Exact 3. Ia. Ce exact 3? 3 sticlă. Și ce mai trebuie? A. 5? Stai că mai am. Stai că sigur am o sticlă. Gata, mai am. Uite aici. Obsidian? Nu, n-am încă. Obsidian cred că am eu, mă, ia stai. Că am luat atunci de la tine o viță. Cine e bucățile, trebuie? Mamă, nu-l văd, mă. Distrug Ender, ce-s ăsta, gata, ia. Oaile. Dar cât ți-a dat? 8. Mamă, fii atent, ai că îl craftezi eu sau tu? Craftează-l tu. Unde ești, la tine acasă? Pui, nu știu, nu ne putem împărți în 3. Craftează tu și îl pune Costin. Bun. Am făcut beacon. Fii atent, îl dau și ție. Unde ești? Hai să-l văd, aici. Așa arată beaconul. Ia mă, dă să-l văd și eu. Hai că tu o să ai ocazia să-l pui. Mă. Hai că ține că ți-l dau acum. Am și găsit unde să faci. Bun, ce mișto arată, bă. Nu mai poți să treci de bine, el. Așa ca să înțeleagă toată lumea, noi nu suntem inapți. Noi am pus beaconul aici doar de formă, ca nu o să-l folosim. Pe clar, oricum. Ca oricum serie e gata, asta e ultimul episod din serie. Și îl punem în mijloc? Da, în mijloc aici. Bă, voi mă trolați. Punem acolo. Am fugit. Ce? Forță! Mamă, și acum? Și acum stați așa, că nu e atât. Poți să mă pun pe asta? Poți să faci ce vrei, Barbasan. Ce este, Patrick? Am emerald. A, dacă are emerald, da, e bun. Ar fi chiar forță. Și cum forță îi dai start? Ziceți, stați așa. Mamă, ce e acolo, bă. Normal, ăsta nu trebuie pus în drum, îți dai seama, trebuie pus undeva unde să nu încurce. Dar cu cine ajută ăsta, că eu nu înțeleg. Păi îți va da efecte, gen să te miști mult mai repede în zona lui, să minezi mai repede în zona lui, de exemplu, îți dă viteză și te miști în tot orașul mult mai repede. A, ce tare. Îmi trebuie, uite-mă aici, am găsit-o asta, în fine. Îmi trebuie un bloc de sticlă colorat, times... Uite-te până unde se duce, Costine. Mamă, ia amețeala. Am găsit un bloc negru, n-am găsit nicio culoare, Doamne ajută. Merge și negru. Ce efect pun? Ce efect pune, mă? Păi lasă să pună o viță. Mă. Da, uite, deja avem speed. Mamă, au venit 6 phantom-uri. N-am mai văzut niciodată, what? De obicei câte 2-3. Ce speed avem, mă, că n-am niciun speed. Păi vedeți că am făcut ăsta negru? Uite acum. Uite, da, avem speed-ul, bine, fugi. Mamă. Forță, pică, nu. Mamă. Și uite că te ține un pic la distanță, gen dacă îl pui în mijlocul orașului, toată lumea are. Și ce mai poți? Și ce mai poți să-i pui? Păi poți mai multe, armură, gen, și toate alea, dar speed-ul e cel mai fain. Mamă, l-am făcut negru. Dacă vă găsiți voi altă culoare mai faină. E fain, mă, așa, lasă. Mamă, ce tare. Forță, mi-a mai rămas și un bloc de diamond. Mamă. Dă-mi-l mie. Să batem și Wither-ul și am făcut și beacon. Eu zic că suntem barbasani. Haideți la beacon aici să terminăm. Da, mă, da. Mamă, dar ce ăsta... mult să duce în sus, frate, a găurit norul. Eu nu asta se pune undeva într-un loc frumos, dar fiind ultimul episod din seria asta, oricum nu e. Bine, ce pot să zic. Hai să mă pun și eu. Mamă. Gata, mă. Ca pe podium mă simt. Bun. Nu, stați sus acolo. Pe podium.
Deci cam ăsta a fost episodul Barbasanilor, sperăm că v-a plăcut. Nu uitați să ne dați câte un like, un share, un subscribe, un tot ce vreți voi, atât mie, cât și lui Costin, cât și lui Nociv, cât și tuturor. Uite că a făcut Patrick un pic mai fain, că a pus sticlă de aia micuță, să nu se mai vadă așa urățel. Așa. Bun. Și cam ăsta a fost episodul, nu uitați, v-am zis deja. Salutare! Pa, pa!